Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit azi în Brașov, într-un cadru în care n-am mai fost până acum. Ne-am obișnuit noi cu cadrul de la emisiune, aveam acolo două plasme, se vedeau niște lucruri, scria frumos azi în Brașov. Ia hai să mai și schimbăm ceva, pentru că niciodată schimbarea, mai ales dacă e bine gândită, nu poate să fie rea până la urmă. Am schimbat cadrul dintr-un motiv foarte serios. Invitata mea din această seară, cu care o să discut pe tema turismului la Brașov, s-a gândit ea că e mai confortabil să fie aici, într-un cadru pe care îl controlează, să zicem. Și atunci eu, care mă simt bine în orice cadru, m-am mutat. Elena Biciuc este o persoană cu o vastă experiență în domeniul ospitalier și vom discuta despre acest domeniu în această seară, pentru că Brașov are pretenții foarte mari de oraș turistic. Să vedem dacă este chiar așa sau mai avem de lucrat la acest capitol. Ne plac cifrele mari, când spunem, da, am bătut Constanța, am bătut Bucureștiul, ne plac cifrele mari. Dar să vedem pe ce se bazează ele și cum ar putea să mai schimbe lucrurile. Bună seara, Elena! Bună seara, Dan! Îți mulțumesc în primul rând pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Mă și că am schimbat bârlogul, da, bârlogul meu obișnuit. Exact, mă simt onorată și voiam să adaug la frumoasa ta prezentare pe care mi-ai făcut-o și pentru care îți mulțumesc. Faptul că experiența mea în domeniul ospitalier s-a conturat cel mai mult, anume începând cu acum 2 ani, când am devenit managerul divizei hoteliere a unui dezvoltator imobiliar de top de aici, din Brașov. De 2 ani fac property managementul apartamentelor care se închiriază în regim hotelier în proiectele rezidențiale ale acestui dezvoltator premium din Brașov. Și chiar sunt curioasă să discutăm astăzi cu tine despre valorificarea potențialului turistic al județului Brașov, exact cum ziceai și tu, să vedem unde ne situăm, ce putem face pentru a-l dezvolta și cum putem face acest lucru. Da, județul Brașov oferă, din punct de vedere turistic, o sumedenie de atracții, dacă începem din orice direcție am venit, de la București, începând cu Predealul, stațiune de schi și așa mai departe, coborând spre Brașov, avem Săcele cu locuri frumoase, demne de vizitat, pentru parapantiști rămâne bun locul, probabil cea mai mare atracție. Dacă nu este bun locul, atunci este Lempeșul. Și din acest punct de vedere stăm bine. Cu schiul nu mai discutăm, Predeal, exact. Poiana, Brașov, cele mai importante stațiuni, da, exact, de schi din zonă. Ai dreptate, există o multitudine de factori care îi creează acest potențial destul de complex când vine vorba de turism județului Brașov. Pe lângă faptul că aici avem un patrimoniu natural foarte divers și foarte deosebit atractiv, avem și o multitudine de atracții când vine vorba de obiective turistice din punct de vedere istoric și din punct de vedere cultural. Și exact cum ziceai și tu, cumva ne poziționăm geografic într-un spațiu apropiat de alte regiuni care au un flux turistic destul de mare. Și nu degeaba am ajuns să fim, conform statisticilor, pe locul 2 la nivel de țară când vine vorba de fluxul acesta al turiștilor. Și o să-ți menționez aici puțin și pentru cei care ne urmăresc câteva date statistice. De exemplu, dacă e să luăm anul calendaristic, atunci suntem top 2, adică suntem pe locul 2 după București, da? Și dacă luăm cumva separat perioada de ianuarie-iulie 2019, atunci o să constatăm că în județul Brașov au venit în jur de 760.000 de turiști. Comparativ cu anul trecut, aceeași perioadă, constatăm o creștere de 5,3. Deci din ce în ce mai mult județul Brașov devine atractiv pentru turiștii străini. Și scuză-mă că te întreb, sigur, 700.000 de turiști înseamnă, să zicem, destul de mult, 1, ceva. Nu e chiar dublu, dar o dată și un pic față de numărul de locuitori, exact, ai județului, care sunt undeva pe la vreo 400-450.000 în acest moment. Mare lucru, mi se pare, da, foarte important aspectul ăsta. Da, să știi, și partea cea mai frumoasă este, să zic așa, dacă e să facem un top al străinilor după regiunile din care vin, chiar aș fi curioasă
Cine consideri tu că sunt străinii care dețin întâietatea pe partea aceasta de vizitatori ai Brașovului? Te referi la turiști naționalități. Deci nu români. Nu, 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 vorbim de cei din afară. Cine crezi? Eu aș zice că sunt spanioli. Să știi că nu. Da, într-adevăr. Am zis și eu să nu fie chiar nemții cum s-ar fi gândit toată lumea. Ai fost de aproape. Spaniolii se găsesc în top 3 naționalități care aleg Brașovul ca și destinație. Pe primul loc fiind însă israelienii, urmați de germani. Și după spanioli, da, ai fost foarte aproape, urmează cei din SUA, Regatul Unit și, bineînțeles, cei din Italia. Da, avem zone frumoase, așa cum spuneam, și cred că oamenii pot veni aici și pentru turismul ăsta cu care suntem și noi obișnuiți, că mergem în afara granițelor să vedem niște piețe frumoase în orașe vechi ale Europei, mergem să vedem anumite lucruri pe care în România nu le vedem chiar așa, sau nu sunt întreținute, pentru că asta e și o durere de-a mea personală. Dincolo de toate, însă, frumusețile naturale astea de care tu ai pomenit sunt extrem, extrem de importante și atracția asta pe care o combinație perfectă, aș zice eu, pentru județul Brașov. Avem câmpie, avem exact. Dealuri și avem munte. Da. N-avem mare, dar avem niște lacuri, dacă se insistă da, în exact. Direcția asta. Să știi, aș putea sintetiza ceea ce spui tu acum foarte simplu prin fraza că Brașovul este o destinație turistică fără pauză. Deci, efectiv, avem oaspeți, așa îmi place mie să le zic turiștilor, care vin în orice perioadă a anului. Și din experiența mea, scuză-mă, aș putea să-ți spun că, da, într-adevăr, indiferent de zi, indiferent de anotimp, Brașovul este o atracție. Revenind la acel potențial turistic de care ziceam noi că discutăm astăzi, din păcate, totuși, constat eu și nu sunt singura care a ajuns la concluzia aceasta că totuși nu este valorificat la maxim acest potențial turistic al Brașovului. Mie personal nu-mi place să critic lucrurile. Ok, o să lăsăm la o parte faptul că nu este valorificat și o să încercăm să găsim soluții pentru a-l valorifica. Fiindcă dacă mă întreb pe mine, făcând asta, am putea clasa Brașovul pe locul întâi când vine vorba de turism în România, am putea să-l transformăm o capitală a turismului. Și consider că o să fii de acord cu mine că am putea face din acest turism o activitate economică principală. Am putea asigura o dezvoltare durabilă a Brașovului și, bineînțeles, și o bunăstare a întregii comunități locale. Da, acum, când spuneai tu lucrurile astea, mă gândeam și la partea de care, să zicem, că ne lipsește sau nu este exact la nivelul la care ar trebui să fie, și anume infrastructura. Momentul în care vom avea aeroport la Brașov, vom avea autostradă care să ne lege fie de capitală, de București, fie de Sibiu, da, să mergem în cele două direcții, cu siguranță lucrurile se vor schimba. Eu cred că potențialul ăsta, da, potențialul există, îl vedem, îl simțim. Exact. Dar nu putem să avem niște cifre reale atâta timp cât nu ne ajută infrastructura. Adică sunt convins că sunt oameni care ajung în București și întreabă, fie la agenție, fie la hotel unde sunt cazați, unde aș putea să merg, să văd ce? Castelul Bran, cât fac până acolo? În momentul ăla, când au pus această întrebare, s-a terminat orice distracție. Exact. 3 ore, 4 ore, la întoarcere 6 ore, poți să pierzi avionul, ai șansa asta. Exact. Uite, pe partea asta sunt de acord cu tine și cumva ne-am sincronizat identificând acest aspect ca fiind o problemă la momentul actual care cumva împiedică din valorificarea potențialului turistic pe care îl avem. Într-adevăr, este o dificultate pe partea de acces când vine vorba de județul Brașov și într-adevăr ar fi necesară dezvoltarea, reabilitarea și extinderea acestei infrastructuri și da, într-adevăr, extinderea infrastructurii majore, ce spuneai tu, aeroportul și autostrada, dar să nu uităm și de această infrastructură locală când vine vorba de drumurile care le avem aici în județul Brașov, când vine vorba de transportul public, îmbunătățirea acestuia, fiindcă oaspeții care vin în județul
județul Brașov folosesc foarte mult și transportul public. Așa cum s-au obișnuit la ei acasă. Exact. Și totodată am putea să atragem o atenție mai sporită și când vine vorba despre locurile de parcare, cumva să adaptăm numeric locurile de parcare traficului care există, traficului rutier și parcului auto care se mărește numeric în momentul în care vin foarte mulți străini. Exact, asta e perioada în general, mă gândeam acum la mare. Plecam de la Brașov, eram la mare și știu, există și la noi problema asta, nu este atât de stringentă ca la ca pe litoralul românesc al Mării Negre, acolo unde într-adevăr mai există interes pentru turiști să vină să cazeze și să cheltuie niște bani. Problema reală este că am văzut orașe din Europa asemănătoare cu Brașovul, și aici vorbesc sau mă gândesc la arhitectură și așa mai departe, care aveau zonele centrale complet blocate, acolo nu exista niciun fel de trafic și nu pot să zic că eu ca turist m-am simțit rău, dimpotrivă. Da. Acum însă nu aș vrea nici să fiu în pielea localnicilor. Da, exact. Exact, te înțeleg perfect când spui acest lucru. Însă îți propun un exercițiu de imaginație. Hai să zicem că rezolvăm această problemă cu infrastructura majoră. Că avem autostradă, că avem aeroport și o să le avem cu certitudine, fiindcă dezvoltarea este certă. Ce ne facem însă cu faptul că, dacă să luăm situația de acum, când este greu accesibil județul Brașov, dar totuși vin atât de mulți turiști. Că altfel nu s-ar bloca exact. Ce ne facem când, să zicem că avem această infrastructură și nu putem să facem față cu oferta de cazare pe care o avem acestei cereri mari? Bun, deci acum tu ai pus întrebarea, eu sunt primarul sau președintele Consiliului Județean, unul din ei, să vedem care mă mai gândesc, dacă tot am vorbit de județ. După părerea mea, și nu sunt neapărat avizat, dar văd lucrurile cum le vezi și tu în industria asta, chiar și eu, mai probabil că puțină lume știe, dar am școală în domeniul ăsta turistic. Am simțit puțin din experiență. Deci nu s-a estompat cu totul făcând alte lucruri între timp. Ideea este că zonele limitrofe sunt cele care trebuie accesate ca și zone de parcare și tu ai spus foarte bine și chiar mi-a plăcut lucrul ăsta, transportul în comun să treacă la nivelul următor. Eu am mai făcut experimente, dacă vreți, umblând toată ziua cu mașina, am renunțat în anumite zile de weekend, sâmbătă sau duminică, am renunțat complet la mașină și m-am deplasat cu autobuze. Totul bine și frumos, autobuzele vin la fix, sau mă rog, un minut, două, eu care am umblat cu autobuz după vremea lui Ceaușescu în Brașov, nici nu sesizez un minut, două de întârziere. Problema este ce se întâmplă în autobuz. Și acolo intervine partea asta de imaginea orașului. Exact. Din păcate, avem în momentul de față, nici nu știu cum să-i cataloghez, persoane fără adăpost, care umblă total nestingheriție cu mijloace de transport în comun, miros urât. Sunt niște lucruri de care încet, încet probabil că ar trebui să scăpăm și totuși nu se întâmplă lucrul ăsta. Un turist german, israelian, spaniol, că ăsta era top 3, da? Vine, se urcă într-un astfel de autobuz la gară, poate vine cu trenul de la București, se urcă la gară, începe aventura pentru el. Da, știu la ce te referi, știu despre ce vorbești. Și să știi că în timp mi-am conturat soluție și în direcția aceasta. Ar trebui cumva, dacă tot dorim să transformăm turismul într-o activitate economică de bază în județul Brașov, ar trebui cumva să ne focusăm toți. Și când spun toți, mă refer la toți cei care constituim partea aceasta socială a Brașovului și să conștientizăm cât de importantă este implicarea fiecăruia din noi, pornind de la simpla atitudine ospitalieră, acești oaspeți străini când vin să se simtă bineveniți în acest oraș și să există implicare începând de la cel mai mic nivel. Sunt absolut de la șoferul de autobuz. Exact. Deci mă refer puțin să lucrăm la această atitudine generală a brașovenilor. Revenind la întrebarea pe care ți-o dădeam anterior, să știi că acum 10 ani sau chiar mai mult de acum 10 ani, știi că am trecut prin acea criză care sperăm să nu se repete, dar probabil se va întâmpla.
Și totul este ciclic, nu avem cum să ne opunem. Exact, exact, da, cu siguranță. Și se întâmpla un fenomen foarte interesant la acea etapă. Foarte mulți dezvoltatori imobiliari, treziți în plină criză, nu au putut să-și valorifice prin vânzare apartamentele pe care le aveau în acele proiecte rezidențiale. Și a apărut un trend care a crescut foarte și foarte mult în timp și a devenit popular la nivel mondial, și anume de regim hotelier, închirierea în regim hotelier. Da, asta nu se referă neapărat la Brașov, cred că e o chestie mondială. Este o chestie mondială, deci da. Să știi că a prins foarte bine și în România. Nu este o chestie pe care am inventat-o noi aici, este o chestie pe care însă am început să o preluăm cu foarte și foarte mare succes. Și atunci când îți spuneam că la etapa actuală avem o cerere foarte mare, însă o ofertă neadaptată, anume la soluția aceasta mă refeream. Să începem să extindem și să diversificăm unitățile de cazare prin aceste apartamente care se dau în regim hotelier. Și o să zic și de ce. Momentan, statistic vorbind, avem în jur de 930 de unități de cazare, ceea ce este foarte puțin comparativ cu acea cerere sporită care o avem din ce în ce mai intensă. Și am putea să plusăm foarte mult pe această parte, pentru că am implicat cumva foarte multe persoane din județul Brașov, vorbind de acei simpli cetățeni care tot ziceam că încercăm să-i aducem cu noi în susținerea acestui turism. Și am constatat că se poate obține o foarte bună dezvoltare economică pe partea aceasta. Însă sfatul meu este să încercăm să venim și cu calitate pe partea aceasta. Pentru că la un moment dat, ca în orice activitate economică, ca și în orice business, nu este ok să rămâi la stadiul de începător, la stadiul de învățăcel și să o faci tu, de exemplu, nu știu, domnul Constantin de pe strada Griviții să-și închirieze garsoniera. Pentru că se afectează foarte mult calitatea turismului și modul cum suntem percepuți de către acei străini. Exact. Da, exact, și mă gândesc acum iarăși, pentru că suntem la munte, dar ne gândim la mare, oamenii ai cu cheile. Exact, exact. Oamenii exact. Cu cheile de pe marginea drumului, la intrarea în Constanța, la intrarea în Eforie, la intrarea în Mangalia, peste da. Tot îi vedeai. Afectează. Da, afectează foarte mult. Afectează foarte mult. De ce? Pentru că acești oaspeți care vin din străinătate, ei deja au o cultura a turismului, au anumite valori. Și niște așteptări, evident. Exact, exact. Și atunci este, ca să fac o comparație, este foarte simplu să-ți cumperi un mecanism de ultimă generație, dar este foarte grav să nu știi să-l folosești. Și mai grav este să știi să repari momentul în care greșești folosindu-l. Și atunci vin cu acea sugestie de a atrage o atenție cât mai sporită și pe partea de calitatea serviciilor pe care le prestăm. Și atunci o soluție pe partea de extindere prin apartamente care se dau în regim hotelier ar fi firmele de property management. Și zic și de ce, pentru că aceste firme au în spate persoane care sunt instruite, care au experiență, care au studii în acest domeniu și pot să asigure servicii de foarte bună calitate, impactând benefic asupra imaginii de ansamblu când vorbim despre turismul în județul Brașov. Au de câștigat și proprietarii apartamentelor, pentru că interesul este comun. Atât tu, să zic, ca un potențial proprietar, vrei să ai un grad de ocupare mare, vrei să ai o profitabilitate mare, atât și reprezentanții acelei firme de property management sunt ghidați după aceste două obiective mari. Și atunci asta ar fi una dintre soluții care ne-ar ajuta pe plan de turism în județul Brașov. Vin aici cu o completare la ceea ce spui tu. Fost foarte des în contact cu genul ăsta de activitate într-o capitală europeană. Este vorba despre Praga. Deci, nu prea am auzit turiști care la Praga să stea la hotel. Deci, pe lângă faptul că există destul de puține hoteluri cu un anumit nivel, dincolo de asta, majoritatea turiștilor preferă să stea în zona centrală a orașului într-un apartament.
sunt apartamente în case vechi, spre deosebire de apartamentele de care vorbim noi în general astăzi, pentru că acestea sunt apartamente noi. Dar sunt apartamente în case vechi, însă extraordinar de bine aranjate, amenajate. Și culmea, nu știu, probabil că tu o să-mi explici, de ce costă mai puțin un astfel de apartament decât o cameră la hotel? Da, mie mi-ar plăcea pentru început să justific de ce totuși a devenit din ce în ce mai populară alegerea pe partea de închiriere în regim hotelier decât pe regimul hotelier standard. Normal. Exact, da, aici mă refer la hoteluri. În special străinii, în momentul în care decid să viziteze o țară, o anumită locație și destinație, doresc să iau un contact cât mai apropiat cu această țară, cu oamenii care locuiesc acolo, și atunci un apartament în regim hotelier le dă 100% posibilitatea să testeze pe propria piele ce înseamnă cultura acestei țări. Pe de altă parte, când vine vorba de apartamente închiriate în regim hotelier, acești oaspeți primesc posibilitatea de a avea o intimitate, un grad de intimitate mai sporit, de a avea la dispoziție locații foarte și foarte importante strategic, pentru că de obicei blocurile rezidențiale noi targetează zone importante din orașele în care sunt construite. Și atunci, automat, acești oaspeți sunt aproape de anumite puncte de interes importante din oraș, au la dispoziție locații deja din start foarte bune din punct de vedere calitativ, dotări, utilări, și totodată acel preț de care îmi spuneai și tu. Ca să răspund la întrebarea ta de ce totuși costurile de închiriere sunt mai mici într-un când vine vorba de apartamente. Vorbim de lucruri comparabile totuși, exact, ca și imagine, da, ca și imagine, stele, să le zicem stele, deși nu sunt neapărat stele. Da, o să punctez, o să deschid o paranteză și o să vorbesc un pic și de aceste steluțe după ce îți dau explicația pe partea de costuri. Pentru că apartamentele în regim hotelier pot să le gestionez cu un personal numeric mai mic decât ai avea nevoie în momentul în care ai gestiona un hotel. Și atunci rămân acele costuri fixe, micuțe, cum ar fi, nu știu, utilitățile, din acele consumabile, din produse de curățenie. În rest, tu reușești să gestionezi o activitate complexă cu un număr redus de persoane. Da? Iar ca să revin la ce spuneam legat de acele stele, să știi că și pe partea asta există un impact foarte mare asupra calității turismului din județul Brașov. Și aici vorbesc de reglementările care există pe partea de apartamente în regim hotelier. Un apartament în regim hotelier poate să funcționeze doar în momentul în care are o clasificare de la autoritatea care este în domeniul autoritatea turismului. Autoritatea de reglementare, da. Exact, exact. Și atunci automat avem de câștigat, pentru că o să avem parte de o ofertă de cazare, să zic așa, inspectată, da, clasificată, care corespunde cerințelor și reglementărilor, dar totodată care poate aduce și mulțumirea celor care optează pentru ele. Avem la nivelul județului Brașov, să zicem, 126 de hoteluri, hosteluri puține, mi se par puține, 26 față de ce e pe afară. Moteluri sunt 9, vile turistice 82, cabane turistice 36. Astea, să ne înțelegem foarte bine, sunt cele înregistrate exact la autoritatea de care făcea invitata mea referire, la care făcea referire. Treaba este că avem 29.400 de locuri de caz, da, paturi, să zicem. Exact. Pentru cei 700.000 îi reducem cumva la scară și ne dăm seama că pe ce perioade au venit și așa mai departe, atunci mi se pare foarte puțin. Da, exact. Este foarte și foarte puțin. Nu o să vorbesc general sau statistic, o să vorbesc din experiența mea. Deci au fost și sunt perioade în care cu regret trebuie să refuzăm oaspeți care ne-au devenit oaspeți fideli, persoane care vin foarte des la Brașov,
sau persoane care optează pentru Brașov pentru prima oară. Și tocmai din acest motiv că nu există un echilibru între această cerere care este într-o permanență creștere și oferta pe care o avem noi. La nivelul județului exact. Brașov. Mă rog, exact. Nici nu vorbim în alte părți, pentru că noi totuși, față de alte zone ale României, suntem un caz fericit. Zone frumoase în România mai există, adică să ne batem singur cărămida în piept degeaba n-ar avea sens. Da. Există și alte zone frumoase, însă foarte, foarte slab dezvoltate la capitolul cazare și servicii conexe, că aici vorbim și de masă da. Și așa mai departe. Poate fi ăsta, că mai avem vreo 3 minute de emisiune și cu asta am cam încheiat, poate fi ăsta un trend și în partea de investiții? Adică oameni care se investească exact în genul ăsta de... Da, să știi că nu doar că poate, ba chiar este un trend, da? Și dintotdeauna imobiliarele au fost una dintre direcțiile cele mai ok și cele mai recomandate când vine vorba de investiții, una dintre direcțiile cele mai sigure de a investi acele resurse financiare pe care le avem. Într-adevăr, există persoane care își dau seama de acest lucru și valorifică această posibilitate de a-și investi resursa financiară sigur și de ce nu de a impacta cumva benefic indirect comunitatea în care locuiesc. Da, oamenii care la un moment dat evident dispun de niște sume pot face o astfel de investiție. Trebuie să trecem un pic de mentalitatea asta românească bine cunoscută. Asta, domnule, am cumpărat un apartament, îl țin acolo eu încuiat și nu fac nimic cu el, că e al meu și nu vreau să intre orice fel de individ să locuiască acolo. În primul rând, că nu intră orice fel de individ, exact. În primul rând că există niște oameni care s-ar putea ocupa de apartamentul da, ăsta exact. Al tău, pe care l-ai 1, 2, 3, 5, treaba ta cât ești de avut. Da? Și ar putea și clientela este selectată, apartamentul este întreținut. Un apartament în care nu locuiește nimeni se deteriorează foarte rapid. Da, să știi. Ca și o mașină cu care nu mergi. Așa, exact. Kilometrii aceia nu contează, da. Mulțumim frumos, Elena, pentru participarea la emisiune, pentru invitație în cadrul ăsta atât de frumos. Sper că ți-a plăcut la noi plăcut. Și te mai aștept cu mare drag. Sigur, pe cine aș putea să mai invit eu aici? Mă mai gândesc și poate vine vreo idee. Cu da. Mare drag, cu mare drag. Mulțumim frumos, doamne, domnișoarelor, domnilor, după cum probabil v-ați dat seama, partea asta de cazare într-un județ cu un magnet, în ghilimele, bineînțeles, atât de puternic cum este județul Brașov, nu trebuie neglijată. Este adevărat că avem nevoie și de aeroport, avem nevoie și de autostrăzi, avem nevoie de foarte multe lucruri, dar oamenii, ca să vină aici, trebuie să se poată caza, trebuie să meargă în restaurante frumoase, dar în primul rând trebuie să aibă unde dormi și trebuie să doarmă în niște condiții decente, cel puțin, să zicem, apropiate cu cele pe care le au acasă. Cam asta ar fi ideea. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.